Bună Vărsători și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 6-12 martie. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Vărsător, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în acest semn zodiacal. Iar dacă rezonezi cu aceste previziuni, te aștept cu mare drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat un link în primul comentariu, dar și în descrierea videoclipului, dacă ești interesat. Accesul se face prin apăsarea butonului alătură și acolo ai toate detaliile. Dragi vărsători, hai că începem săptămâna cu bine. Uranus, guvernatorul tău, face un aspect foarte pozitiv cu soarele din semnul peștilor și asta ce poate să însemne? Decât faptul că ai parte de o surpriză extrem de plăcută legată de Bani legată de casă, de familie, ceva legat de un teren, de o casă, de o moștenire. Uita că acolo se semnează niște chestii sau se ia o decizie. Da? O decizie foarte importantă. Cineva se întoarce în viața ta sau cine știe primești niște bani, reușești să achiți ceva anume și, bineînțeles, că o rudă te poate ajuta din punct de vedere financiar. Bun. Mai departe avem intrarea lui Saturn. Guvernatorul tău secundar în semnul peștilor, deci e o săptămână mare pentru tine și uite că Saturn aici în pești îți limitează veniturile banii pe următorii 2-3 ani. Acum, ce poți să faci? Că Saturn nu-ți vrea răul fiind pe casa a doua. Unii bineînțeles că o să simțiți faptul că ori nu vă ajung banii, ori vi se micșorează salariul, ori e nevoie să faceți economie din diferite motive. Da? Pur și simplu vreți voi așa să mai strângeți niște bani. Însă, tot Saturn de acolo, vezi că îți pune la încercare valoarea pe care tu consider că o ai. Da? Respectul față de tine, iubirea față de tine, stima de sine, cum vrei tu să spui. Bineînțeles că vom vedea și vârstători care vor încerca tot felul de diete, începând cu, cu 7 martie, timp de 2-3 ani, dar e ok, da? tot înainte. O să vrei să înveți mai multe despre bani, despre valoarea ta și uite că Saturn de acolo, da, despre asta vorbește despre tine. Punctul norocului este chiar în zodia ta, în în momentul în care Saturn intră în pești. Și asta înseamnă că timp de 2-3 ani de zile trebuie să te concentrezi pe tine în primul rând. Da? Lasă-i pe ceilalți puțin deoparte și uite, poți să înveți Uh, energia banilor, uh, poți să înveți energia abundenței, sunt atâtea cursuri, atâtea videoclipuri și pe YouTube, au uh, și colegii mei, sunt absolut fantastice, urmăriți de la persoanele cu care rezonați. Da? Uh, am și eu un asemenea videoclip în comunitatea canalului, dacă vreți găsiți acolo, găsiți peste tot informație gratuită și contra cost și cum vreți voi. Da? Trebuie să învățați chestia asta. Dacă o învățați, e ok, Saturn vă dă un premiu, vă pune coronița așa pe cap și vă aplaudă. Deci ă, asta trebuie să învățați. Da? Și bineînțeles că banii vor veni mai greu, adică e nevoie, mai, adică e nevoie de mai multă muncă, da, cumva. Bun. Apoi, lună plină în fecioară, tot pe 7 martie, deci e o zi în care se întâmplă multe. Luna asta plină pentru tine activează o axă a banilor, o axă a valorii personali Da? Câte valorifici tu, cât te valorifică ceilalți și uite că, dragi vărsători, aflați de o încheiere. Chiar e o încheiere pentru voi și pe casa opta luna plină, deci uh, e o încheiere legată de o moștenire, o bancă, o activitate. Unii vărsători, nu știu, vă treziți că vreți să vă dați demisia sau se întâmplă ceva la muncă și se limitează salariul sau chestii de genul acesta. Luna asta plină poate să mai însemne și faptul că a început niște demersuri undeva acum jumătate de ani și uite că acum lucrurile ajung la un final, ajung cumva la un apogeu, ca să zic așa. Mai mult decât atât, uite, luna asta plină, din nou, vine cu punctul norocului tot în zodia ta. adică e un noroc magic pentru tine, în mod special, deci e vorba despre tine în perioada asta pare rău să-ți spun, știu că tu ești și cu binele celorlalți, ești pentru ceilalți, dar de data asta e vorba despre tine. Acum poți să te super pe mine, poți să nu te super, eu îți spun ce văd aici și ce simt eu. Ei, uite, luna asta plină te ajută foarte, foarte mult da? și vei avea parte de o surpriză foarte mare. Poate să fie ceva legat de o casă, de o moștenire, de o schimbare majoră în casă, în familie, dar poate este vorba și de modul în care tu te raportezi la toată povestea asta. Reușești să închizi un credit, nu știu, reușești să-ți rezolvi ceva important. Apoi, în weekend, uite că lucrurile sunt bune și poți să te vezi cu persoana iubită, să ai niște discuții. Dacă ești un vărsător singur, vezi că e nevoie să comunici, da? faci multe drumuri, multe plimbări, socializezi și tu cu toată lumea, cu oricine prinzi, cine ți atrage atenția, pac, acolo ești. Că sunt șanse să cunoști pe cineva, dar, repet, e nevoie să socializezi, să cauți oameni, să suni, să dai mesaj. Bun. Dacă ești într-o relație, e ok, lucrurile sunt bune. Uite, o plimbare pe care o poți face un weekend cu un copil sau cu o persoană dragăție, niște activități plăcute sufletului tău. Și uite, tot weekendul vine la pachet cu niște surprize extrem de frumoase pe care le ai din partea unei persoane din familie sau este vorba despre niște discuții extrem de plăcute pe care le ai acolo, despre niște strategii pe care le faci, niște discuții din acestea clarificatoare, dar care vezi tu te ajută enorm de mult, da, să-ți mai rezolvi din acele probleme. Bun hai să vedem uh, și. Arhanghelii ce îți transmit și încă o informație vezi că începând cu această săptămână. Începe să se simtă acel careu, adică e cu tensiune, e cu ceartă acolo, o ceartă, ca să spun așa, dintre Marte și Neptun. Nu e la grad perfect, dar începe să se simtă și vezi că iar nu mai înțelegi tu cât valorezi, cât, cât anume te respectă ceilalți, dacă primești cu adevărat banii pe care meriți, dacă îți place cu adevărat ce faci, care-i treaba cu persoana iubită, iar apare haosul ăla pentru tine. Atenție cei care aveți afaceri, nu vă apucați și luați decizia acum pentru că nu e ok. da, nu, Deci chiar nu vă apucați. Știu că să acolo o să vă cam uh, învețe multe chestii, fie că vreți, fie că nu vreți, dar de preferat ar fi să vreți. Uh, ideea este să nu luați decizii. da, Nu luați decizii momentan că nu e nu ok, nu vedeți lucrurile clar. Uite, mesajul pentru tine este trezirea sufletului. Numerele importante: 1, 7, 8, 17. Culorile importante sunt roz, mov, galben, iar arhanghelul sandalfon este cel care îți oferă un dar, o ghidare și este cel care îți transmite următorul mesaj. Te ajut să strezești sufletul și astfel să ai acces la energia subtilă, sublimă, a iubirii divine nesfârșite. Foarte frumos acest mesaj. Deci tu vei reuși să conștientizezi multe lucruri în această săptămână și îți recapeți așa energia. Să vedem în continuare, dragi vărsători, și mesajul tarotului pentru tine pentru săptămâna 6-12 martie. Să vedem, dragi vărsători, ce trebuie voi să cunoașteți, care sunt energiile. Hai să vedem. Relația dintre tine și ceilalți sau relația dintre tine și o anumită persoană. La baza pachetului avem nouă de bâte și roata destinului pe păi, dragi vărsători, destinul acționează pentru voi. Și vezi că este o săptămână în care se vor întâmpla tot felul de lucruri simbolice și importante pentru această lună martie. Luna martie oricum vine cu schimbări majore pentru toată lumea. Nouă de bâte îmi spune mie despre o oboseală pe care o simți sau despre faptul că ți este teamă unde anume te poate duce această roată a destinului. Încotro anume tu poți să mergi. Hai să vedem despre ce este vorba. Exact. Prima carte pentru tine, soarele. Păi dragi vărsători, de ce vă este Teamă. Soarele este o arcană majoră extrem de pozitivă în tarot. Vorbește despre bucurie, despre armonie, despre un succes pe care tu l-ai împreună cu o persoană sau este vorba despre un succes pe care cineva îl are. Soarele reprezintă acel moment de oficializare, acel moment bun, oportun pentru tine. Soarele vorbește despre o legătură cu Zodia Leu, dar și despre faptul că ceva se clarifică, pentru că apar niște oportunități, dar fără teamă, tot înainte. La baza manifestărilor tale, împărătea sa, o conexiune văd aici cu Zodia Taur sau cu Zodia Balanță. Este o săptămână în care rolul tău de mamă, rolul tău de femeie va fi extraordinar de important. Iar dacă ești bărbat, vei fi sub influența unei femei în această săptămână. O femeie importantă din viața ta. Mai văd aici un proiect pe care l-ai în desfășurare și în cadrul căruia ai parte de succes, dar asta vorbește despre confort, despre liniște, despre siguranță. Iar în mintea ta, uite, arcana majoră, forța sau puterea, din nou o legătură cu Zodia Leu, pentru unii nu este valabil pentru toți. Cartea asta vorbește despre acel moment în care tu îți pui toată forța pentru a câștiga ceva. Cartea poate să însemne și provocări, dar uh, poate să însemne și o perioadă în care te simți în largul tău, te simți bine. 10 de cupe, 10 de cupe vorbește despre bucurie, mulțumire, armonie. 10 de cupe vorbește despre o legătură cu familia foarte, foarte strânsă. Ai un ideal care el poate să devină realitate în această săptămână. E nevoie să mergi cu toate pânzele sus, da? cu toată forța înainte. În exteriorul tău, nebunul foarte frumos, nebunul vine cu mult curaj, nebunul reprezintă noi oportunități, pentru unii este vorba despre un nou proiect, despre noi idei care îți vin și da, pentru unii pot fi, nu știu, noi persoane pe care le cunoașteți și aici v-aș ruga să nu vă gândiți neapărat pe dragoste. Da? puteți să vă împrieteniți cu un vecin, cu o persoană. Nebunul aici vine cu un moment foarte mare curaj din partea unei persoane dragi ție. Nebunul este autentic, da? este energia lui Uranus. E cineva care... E ca și cum nu știe încotro se duce, dar se duce ca așa simte, da? dar nu-și dă seama de consecințe. Acum astea nu pot fi neapărat negativ, da? Apoi avem 10 de bâte în plan personal. Ai pe cineva care are foarte multe lucruri de făcut în această săptămână. Poate să fie o persoană care fie are probleme de sănătate, fie pur și simplu are multe lucruri de făcut da? și are nevoie și de ajutorul tău. Pe de altă parte, văd aici pe cineva care nu prea mai suportă da, o perioadă, cineva care este stresat sau stresată. Spânzuratul, ultima carte pentru tine, O Legătură cu Zodia Pești, este clar faptul că în această săptămână tu, aici, vei trece printr-o perioadă în care vor fi anumite blocaje sau este ca și cum cineva face un compromis, semnează un contract, face o înțelegere. Da? Și uh, e ca și cum. Treaba aia stă pe un termen mai lung. Spânzuratul vorbește despre blocaje în mod special, dar vorbește și despre lucruri uh, care trebuie văzute dintr-o altă perspectivă. Ai legătură cu o persoană care nu știu, ori suferă, ori are niște probleme în această săptămână sau pur și simplu are foarte multe lucruri de făcut. Uh, intri în contact cu persoane care sunt foarte solicitate și care au nevoie de ajutorul tău, dar tu te bucuri extraordinar de mult. Dragii mei vărsători, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Dacă ai rezonat cu aceste mesaje, te aștept cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Ți-am lăsat linkul în primul comentariu, în descrierea videoclipului. Ai toate detaliile în descriere cum anume să devii membru și cum anume să ai acces la toate previziunile bonus pentru toate zodiile, pentru citirile din fiecare săptămână, în fiecare lună, pentru citirile din 2023, deci toate zodiile. De asemenea, dacă ești interesat, te aștept și la previziunile zilnice pe Zodii, la previziunile pentru luna martie, dar și la previziunile pentru anul 2023. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și să ne revedem cu bine și data viitoare. Să ai parte de o săptămână cât mai frumoasă, pentru că o să fie o săptămână extrem, extrem de intensă pentru tine, pe care nu o vei uita ușor.